Bună seara! Îmi amintesc că acum câteva zile am parcurs niște statistici despre România noastră în care trăim fiecare dintre noi. O Românie în care 90% dintre cetățeni afirmă că au credință în Dumnezeu, 80% spun că se roagă cât mai des, sau chiar foarte des, săptămânal sau zilnic, și mulți încă merg la biserică, frecventează biserică. Așadar, o Românie profund creștină, cel puțin la nivel afirmativ, oameni care se îndreaptă cu privirea spre cer și cred că viața le este mai bună, o pot duce mai bine împreună cu Dumnezeu. Într-un asemenea context, gândindu-mă la momentul de astăzi, vreau să spun în mod special lui Cătălin felicitări pentru această inițiativă. E un istoric în spate, dar este și un viitor înainte. Ne gândim la ceea ce poate să însemne ProDocens pentru România și pentru toți cei care astăzi încă afirmă cu putere că au credință în Dumnezeu. Din punctul meu de vedere, avem nevoie de cât mai multe platforme online, de cât mai multe televiziuni creștine în țara aceasta. Oameni care să spună fără ipocrizie ce înseamnă valorile creștine, oameni care să spună care sunt autenticele modele creștine pe care trebuie să le urmăm. Orice inițiativă în acest sens, care promovează învățătura, care promovează valoarea vieții și a omului și a societății creștine, din punctul nostru de vedere, este o inițiativă binevenită în țara noastră. Așadar, Cătălin, vreau să-ți mai spun ceva acum la final, ție și echipei tale, pentru că ziua de astăzi, ziua de 24 septembrie, ne va lega cumva cu A7TV. Azi dimineața am plecat cu bucurie de la CNA pentru că am primit decizia de autorizare pentru emise pe cablu, pentru A7 TV, iar voi astăzi lansați un proiect excepțional care continuă ceea ce ați început cu ani în urmă. Așadar, har de sus și împreună cred că vom face treabă foarte bună cu tine, cu echipa ta, dar și cu toți ceilalți din media românească. Vă mulțumesc foarte mult!